Eu am început prezentarea mea cu o minge, care de fapt nimic nu înseamnă, este menită doar de a vă atrage atenția. În general, eu sunt foarte complexată deja după ce aici a fost un robot. Eu sunt absolut fenomenal că sunt acești oameni și foarte mult mă bucur că Ted a găsit acest personaj. Eu o să vorbesc despre altceva, eu o să vorbesc despre cum noi avem vise, cum tu ai un vis și cum de fapt visul nostru trebuie să fie comunitatea. Eu nu știu ce caut aici, presupun că pentru blog, unii din voi poate știu acest lucru, unii poate intră câteodată, alții poate citesc mereu, așa că voi trebuie să știți că bloggerii sunt foarte pesimiști. Așa că discursul meu nu va trezi probabil zâmbete, va fi foarte serios, foarte trist, dar cu o încheiere pozitivă care ne îndeamnă să devenim mai buni. Așa, dacă tu ai un vis, pregătește-te că comunitatea din care tu provii nu te va ajuta deloc. Mai mult ca atât, îți va pune impedimente în realizarea visului tău. De exemplu, dacă cineva câștigă un premiu la un concurs internațional de operă, dacă cineva câștigă un premiu cu un roboțel, să știți că este doar meritul lor individual. Comunitatea nu a contribuit cu nimic la acest lucru. Astăzi o să vorbim despre comunitate. Dacă tu ai un vis, întreaga comunitate trebuie să conspire ca tu să-ți îndeplinești acel vis. Nu este vorba de univers, cum se spune în anumite cărți, este vorba de comunitate, oamenii pe care îi vedem zi de zi, eu pe voi nu vă văd pentru că voi sunteți în întuneric. În comunitate, de fapt, este confortul nostru personal. Acolo apar ideile, acolo ele se răspândesc și acolo ele trebuie să devină acceptate. Însă societatea noastră nu este chiar armonioasă. Noi părem că ne cunoaștem unii pe alții. De exemplu, eu am avut o bere cu majoritatea speakerilor TED. Eu cunosc o parte din oamenii din această sală. Însă, noi suntem foarte individualiști. Eu credeam că noi suntem foarte empatici, că noi suntem foarte deschiși. Asta eu credeam trăind în seara mea, limitată la centrul Chișinăului, Elipili, se mai spune, la Facebook, la câteva capitale europene și cam atât. Lucrul meu, recent, de un an, am plecări cât mai mult în teritoriu. Acolo vorbesc cu oamenii simpli, cu autoritățile locale, care sunt de altfel mult mai autentice și interesante decât cele care noi le vedem la televizor. Și mi-am dat seama că, da, într-adevăr, noi suntem foarte, foarte individualiști. Noi ridicăm garduri, noi nu comunicăm cu oamenii, noi nu ieșim în stradă, noi nu ne ajutăm unii pe alții. Și asta se vede în comunitățile foarte mici, în Chișinău este mai dificil să vedem acest lucru. Atunci, când vorbim despre comunitate, trebuie să vorbim și despre zona noastră de confort. Zona noastră de confort este foarte limitată. Uneori noi limităm singuri, de exemplu, frigiderul vechi și îl punem în fața gardului nostru, propriul nostru gard, și îl ținem acolo inexplicabil de ce câte 3 ani. Și oamenii trec, rudele vin în ospiție și văd acel frigider. Alte ori, zona noastră de confort este limitată de vecinii noștri. Ei au o mașină mare, Zil îmi pare că se numește, o pun pe stradă și o țin 7 ani acolo, până când vecinii, printr-un efort comun, iau acea mașină și o duc la fier vechi. Și aceasta este o istorie adevărată și s-a întâmplat 10 ani în urmă pe strada mea. Eu n-am înțeles ce a căutat acea mașină acolo. Toate aceste lucruri nouă ne limitează zona de confort. Noi ne simțim confortabil acasă. Noi, deodată ce pășim de după ușa noastră și partea noastră, apar diferite lucruri care nou ne limitează această zonă de confort și ne fac să ne simțim inconfortabil, frustrați și vrem să revenim înapoi în centrul Chișinăului sau pe Facebook sau în casa noastră. Atunci când vorbim despre comunitate, foarte des avem impresia greșită că ar însemna uniformitate. Probabil ne se trage de la un vechi regim, dar comunitatea nu înseamnă uniformitate. Comunitatea înseamnă diferite roluri, diferiți oameni, diferite caractere. Eu mi-am făcut o clasificare proprie, inspirată din cărți, filme și așa mai departe. Primul caracter este cel de tipul baronul Münchhausen. Cu toții probabil am văzut filmul. Sunt oamenii care au foarte multă energie, sunt oamenii care pe noi ne inspiră. Sunt oameni care au foarte multe interacțiuni sociale, însă rezultat comunitar cam zero, pentru că ei nu se pot supune normelor sociale. El este inventatorul celebre zilei de 32 mai, care noi o sărbătorim în fiecare an. Următorul tip este străinul. Străinul sunt oamenii apatici, sunt cei care nu contribuie la comunitate, nu comunic cu oameni. Ei trăiesc și trec pe neobservate, inspirat din străinul lui Camus, să spunem. Al treilea tip este curiosul.
Sunt oamenii inerenți oricărei societăți. Sunt cei care ascultă informațiile, sunt cei care rup informațiile de context, sunt cei care răspândesc zvonuri. Problema lor este că ei nu sunt autosuficienți. Comunitatea pentru ei este un scop și nu un mijloc. Respectiv, dacă ei sunt exilați pentru comportamentul lor nu prea politicos, atunci ei își pierd sensul vieții. Următorul tip este nevroticul. Sunt oamenii, altfel spus, iraționali, care nu pot percepe realitatea așa cum este ea. Și al șaselea tip, care mie foarte mult îmi place, este egoistul rațional. Mulți cred că discursul meu va fi cum să devenim oameni mai buni, discursul meu va fi despre cum să devenim egoiști rațional, de fapt. Egoistul rațional este omul care are un set de valori bine determinate, este omul care are o zonă, încearcă de fiecare dată să-și mărească zona lui de confort, este cel care are un scop anumit și un scop care este rațional. Egoistul rațional este cel de care noi, de fapt, avem nevoie pentru a construi o comunitate. Noi avem foarte puțin. De ce? În perioada comunistă, noi am avut comunități forțate. Erau colhozuri, erau subotnice, era culesul roade la care erau trimiși părinții noștri. Mulți au percepții negative față de aceste evenimente, deși unii din părinții noștri poate s-au cunoscut la culesul roadei. În era noastră, adică astăzi, avem o comunitate difuză. Avem foarte mulți egoiști iraționali și avem foarte multe persoane altruiste. Avem o explozie de organizații care au scopuri foarte difuze, care au scopuri mărețe și acțiunile lor, de regulă, au un impact foarte mic. Deci, în rapoarte, cred că majoritatea din voi știți, în rapoarte totul asta sună foarte bine, că noi am adus democrație în țară și am schimbat mentalitatea. Deci, asta nu este așa. Spre ce noi tindem? Noi tindem spre un viitor luminos. Un viitor luminos pentru noi însemna o comunitate formată din egoiști raționali, o masă critică și o comunitate de comunități. Care este trecerea de la era noastră și la viitorul luminos? Eu habar n-am când va fi acest viitor luminos. Pentru aceasta noi trebuie să ne extindem culcușul nostru. Noi trebuie, de exemplu, aceasta este zona mea de confort, noi trebuie să extindem această zonă de confort. De exemplu, am trecut de luminit și eu vă văd acum mai bine. Eu o să trec la mult înapoi. Cum facem acest lucru? Cum noi, noi avem o dilemă. Când noi vrem să extindem zona de confort, noi putem foarte ușor să cădem în extreme. Extremele pentru noi sunt egoismul irațional, egoismul rațional și altruismul. Eu să explic prin următoarele ilustrații ce înseamnă fiecare. Acest punctișor negru pe care îl vedeți, de fapt, suntem noi. Egoistul rațional, irațional, se identifică cu acest punct. Adică, el are o zonă de confort foarte limitată, el ridică bariere în jurul lui, el nu vine cu idei, el nu susține ideile altora și nu participă în general la viața socială. El are o zonă de confort, este adevărat, dar este o zonă de confort oarecum frustrantă, din care ulterior va trebui să iasă. Mai avem și altă categorie, altruistul. Altruistul are idealuri, el este singur copleșit de aceste idealuri. Sunt oamenii care veșnic vor să arate că ei se sacrifică pentru ceva. Ceea ce nu înțeleg altruiști este că nu poți să construiești o zonă de confort pentru comunitate, sacrificând propria ta zonă de confort. Un lucru care îl înțeleg foarte bine egoiștii raționali, care au acel set de valori foarte bine determinat și înțeleg că prin faptul că eu fac un lucru bun, îndeplinesc scopul meu personal, de fapt eu îndeplinesc scopul comunității. Pentru că un scop rațional nu are cum să contravină ideii de comunitate. Cum să devenim egoiști raționali? Avem modelul prăpastiei. Pe modelul prăpastiei nu există egoiști iraționali, pentru că ei sunt condamnați la inacțiune. Ei nu vor să facă nimic. Să presupunem că cineva are o idee sau o soluție pentru o problemă. El automat devine inovator. Acești inovatori povestesc, arată roboței, adună în jurul lor o serie de adepți. Așa se face o minoritate care răspândește o idee. Ideea este nouă. Ceea ce noi, de fapt, vrem să ajungem, este de la ideea nouă la ideea acceptată sau de la minoritate la majoritate. Pentru acest lucru, există un risc foarte mare de a nimeri în prăpastie. Pentru acest lucru, noi trebuie să avem o serie de interacțiuni sociale și comunicare, pentru ca să reușim să ajungem la această majoritate. Foarte des se întâmplă când tranzacțiile sociale care vrem să le facem nu sunt bine calculate și atunci noi ajungem în prăpastie. Dacă ajungem în prăpastie, automat devenim altruiști. Oameni care au sacrificat timpul, care au sacrificat valorile, resursele și care nu au obținut nimic.
Dacă pentru fiecare din noi este un număr critic de acadea în această propastie. Pentru mine poate fi de 3 ori, pentru alții de 30 de ori, unii pot devină altruiști pe viață sau voluntari pe viață. De vreme ce noi cădem, care este riscul? De vreme ce noi cădem de un X număr ori în prăpastie, noi riscăm să devenim frustrați, respectiv ne retragem în zona noastră de confort foarte mică, în zona egoismului irațional. Probabil în situația dată în Republica Moldova, foarte mulți dintre noi s-au retras anume în această zonă a egoismului irațional, în care nimeni nu mai vrea să facă nimic, pentru că au fost dezamăgiți și au căzut în prăpastie de vreo câteva ori. Dacă noi trecem însă de prăpastie, ideea devine acceptată, ideea devine majoritate, ea va rămâne în istorie. Automat, toate categoriile de inovatori, de adepți și majoritatea timpurie, majoritatea târzie, vor deveni egoiștii raționali, oameni de care noi avem nevoie, oameni care sunt baza societății capitaliste. Filozofa Ayn Rand, de fapt, are cărți întregi dedicate acestei categorii. Ea spunea că scopul egoistului rațional este munca productivă, sursa este rațiunea, iar rezultatul este mândrie. De ce noi totuși ieșuăm? De ce noi ajungem în această prăpastie? Pentru că foarte mulți noi, mai ales în societățile în tranziție, ajungem în această prăpastie. Pentru că, în primul rând, cum am spus anterior, noi nu calculăm care sunt interacțiunile noastre sociale și, mai departe, pentru că noi operăm cu noțiuni abstracte. De exemplu, noi spunem că vrem să construim un oraș european. Dar noi nu spunem că noi vrem să construim o stradă X sau Y. Respectiv, noi nu avem un criteriu după care să-i evaluăm dacă noi am îndeplinit sau nu această sarcină. Alt risc de a cădea în prăpastie este de a crea idei care noi știm automat că vom găsi un grup adversar. De exemplu, noi spunem că noi vrem toate denumirile să fie în limba română. Imediat, pe Facebook, pe autoclasnic, alte rețele sociale și în viața reală vor apărea grupuri care vor spune nu, noi vrem toate denumirile să fie în patru limbi, nici nu în două, cum era până acum. Noi vrem să fie în română, în rusă, în ucraineană și găgăuză. Și au tot dreptul să facă acest lucru. Soluția este să împărțim imposibilul în posibilități, să alegem vise care sunt realizabile și care sunt mici pentru noi. De exemplu, dacă noi inițiem o campanie de siguranță a traficului rutier, nimeni nu o să se găsească, nu o să îndrăznească să spună nu, jos această campanie, nu este bună, noi avem nevoie de altceva la moment. Dacă noi să spunem că vrem alimente care nu sunt cu termen expirat, nimeni nu se va găsi să spună că nu, noi nu avem nevoie de această campanie. Da, acestea par lucruri banale, pentru că noi tot timpul urmărim idealuri, vorbim despre neam, despre patrie, țară, dar foarte des campaniile care se referă la necesitățile de prim nivel, de fapt, sunt cele care unesc oamenii. Astfel încât împreună, urmărind aceste mici posibilități, realizând aceste vise foarte mărunte, pentru că ele sunt foarte mărunte, așa cum eu le povestesc, noi, de fapt, construim o comunitate, așa pe neobservate. O comunitate care, dincolo de mâncare și siguranță, de fapt caută respect și empatie, ceea ce avem noi nevoie în ziua de astăzi, pentru a susține inovatorii noștri și tinerii. Mulțumesc pentru atenție și